Claudia Mirițescu, o veche cunoștință a televiziunii Favorit și mai ales a mea personal, pentru că am fost în juriu, m-a invitat la festivalul care se cheamă... Fulg de Nea. Fulg de Nea. Mă simt ușor așa ca un fulg de zăpadă. Păi noi sperăm acum să te simți ca un ghiocel, sperăm să vină primăvara, însă fulgul continuă, suntem la ediția 6 anul acesta. În ce perioadă în se ține? În penultima săptămână din luna noiembrie, în fiecare an. Atunci nu prea am nunți, să știi. Foarte bine, nu prea am, înseamnă dar... că anul ăsta vei fi la Brașov. Promite aici în direct că mă inviți în juriu, că am fost corect de fiecare dată. Am fost sau n-am fost corect? Ai fost foarte corect. Am dat corect, note foarte bune, chiar am mai avut discuții cu colegii din juriu că am dat notele chiar care trebuiau. Așa sunt eu, corect. Ceea ce este frumos la festivalul nostru, pentru că ai amintit că ai participat la două dintre ediții, dacă nu mă înșel, vreau să spun telespectatorilor că în fiecare an avem un alt juriu, tocmai pentru a nu se crea un precedent. De aia nu m-ai mai chemat. Din această cauză n-ai fost prezent la festivalul nostru, da, însă după 2-3 ani, cu siguranță... Gata, eu mă duc direct la juriu acum, da? Nu, mai stau un pic. Nu, până în noiembrie avem alte proiecte la fel de importante. Acest CD este un CD care se numește M-am îndrăgostit, a fost lansat acum 4 ani. Așa. Tu povestești că eu țin. CD-ul care mă aparține, piesele mă aparțin, în plus am și o piesă a compozitorului, regretatului compozitor Edmond Deda, o piesă pe care dânsul a ascultat-o în acest mixaj mai modernist puțin și care i-a plăcut foarte mult, tot prin intermediul lui Tavi Ursulescu a ajuns CD-ul meu la dânsul. Care îl salutăm, Tavi, uite, sunt cu Claudia Mirițescu, uite, o țin așa cum ți-ai dorit-o, să o ții mai aproape, așa. Tavi, te uiți bine, da? Bun. Așa. Da, și cu siguranță mi-aș dori ca piesele mele să fie puțin mai cunoscute decât sunt până acum și sper să placă publicului. Și sigur, cu ajutorul televiziunii noastre sper să fie promovate așa cum trebuie. Ce face juniorul cu părul creț? Juniorul cu părul creț face dans sportiv de performanță, este în clasă B, a ajuns foarte, foarte bine și frumos. S-a dezvoltat așa cum se dezvoltă toți copiii noștri. Cam în jurul casei numai admiratoare are așa, nu? Având 15 ani, aș putea să spun că a început acea perioadă cu admiratoare. Într-o emisiune viitoare, poate că dacă vei avea și dans sportiv, o să-l aduc și pe el. De ce nu? Este frumos. Rămâne ca o promisiune, da? Sigur. Să vină și cu dansul așa. Cum să nu? Să prezentăm și cine va cânta. Alexandra Ilie, da? Alexandra Ilie va cânta o piesă sus, de muzică care? Populară. Da. Gabi Rusu. Gabi Rusu, colegul meu de Două ori Gabi Rusu. De două ori, așa. Da. Și cine mai avem? Și de două ori Alexandra Hulban, este domnișoara care vine din Feldioara, da? Și tu de două ori. Și eu de două ori, da. Corect. Mă bucur foarte mult că ne-am reîntâlnit și îți doresc să ai mult succes în continuare cu festivalul, pentru că ai văzut că au apărut foarte multe alte festivaluri pentru copii, dar al tău rămâne, să spunem, emblematic pentru Brașov, pentru că ai fost printre primii care ai făcut acest lucru pentru copii. Da, sigur, sunt mai multe evenimente în Brașov importante, toate pentru copii, evenimente pe care le organizăm împreună cu oficialitățile de aici, însă, într-adevăr, acest festival a avut un ecou puternic și bun, să spun așa, pozitiv, în ideea în care numai câtă reclamă ți-am făcut eu la festival, stai seama. Da, premiile au fost câștigate de copiii care, într-adevăr, au fost talentați și asta este important. Aveți și secțiune de folclor? Nu avem secțiune numai de folclor, muzică ușoară, interpretare și creație. Deci, printre primele festivaluri, după cel de la Mamaia, bineînțeles, poate negociem într-o pauză să venim noi, chiar dacă suntem televiziune eminamente folclorică, să știi că în emisiunile noastre sunt promovați și artiștii de muzică ușoară. Minunat, așa că chiar dacă așteptăm o invitație din partea. Vă fac o invitație, sper să fiți alături de mine la cea de-a șasea ediție a festivalului. Dar sunt, uite, stau acum alături de tine până să termină festivalul. Nu, exact, mai glumim. Super. Draga mea, ce mai e de spus ca să trecem la cântat? Ce-ar mai Eu vreau să vă spun să-l aplaudați pe Eugen Ungureanu. Este un om minunat. Soția sa, Lili, este o doamnă cu o inimă extraordinar de frumoasă și pe din afară și pe dinăuntru. Și să-i urmăriți emisiunea pentru că merită. Draga mea,
Aplauze încă o dată, Claudia Mirițescu, împreună cu acești minunați artiști. Rămâneți împreună cu noi, să nu care cumva să puneți mâna pe telecomandă, lăsați-o deoparte. Avem un program de mare excepție. Bună seara, bine v-am găsit! Cu această ocazie aș vrea ca următoarele melodii să le dedic tatălui meu, a cărui zi de naștere a fost zilele trecute. Înțelegi tu ce aș vrea, măi, lai, la, 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 la. Vai, mămucă, draga mea, măi, lai, la, 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 la. Nu înțelegi tu ce aș vrea, măi, lai, la, 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 la. Ești bătrână și nu crezi, măi, la, 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 la. Lumea-i largă și nu vezi, la, 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 la. Că din sută și din mie, lai, la, 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 numai una mi-i place mie, lai, la, 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 la. Că din sută și din mie, lai, la, 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 numai una mi-i place mie, lai, la, 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 la.
că pe ceriu stele multe, la 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 la, și mai mari și mai mărunte, la 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 la. Multe stele sunt pe cer, măi, la 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 la, ochi de foc ce-n ziua pierd, măi, la 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 la. Multe stele sunt pe cer, măi, la 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 la, ochi de foc ce-n ziua pierd, măi, la 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 la. Dar ca ochii mândri mele, la 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 la, nu-i niciuna dintre ele, la 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 la. Și câtu-s de luminoase, la 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 la, nu-s ca mândra de frumoase, la 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 la. Și câtu-s de luminoase, la 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 la, nu-s ca mândra de frumoase, la 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 la. Ochii-s ca murele, măi, la 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 la, și fața ca rujele, la 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 la. Cu gurița mititea, măi, la 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 la, făcută pe voia mea, la 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 la. Vorbitoare, la 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 la, cum ești noaptea călătoare, la 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 la. Eu lună te-aș întreba, n-ai văzut pe mândra mea, la 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 la. Poate că am și văzură, la 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 la, dar nu am recunoscură, la 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 la. Lesne-i lună de-a cunoaște-o, că eu mi-o am însemnat-o, la 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 la. Vedea dreapta cu-n bujor, măi, la 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 la, toată viața ducă-n dor, măi, la 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 la. Vedea stânga viorele, toată viața ducă-n jele, la 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 la. Vedea stânga viorele, toată viața ducă-n jele, la 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 la